Auzit mărturii Domnul să fie slăbit. Dacă am spui fiecare dintre noi să spunem ceva, ceea ce Domnul a rugat în viața noastră, cred că fiecare dintre noi am putea să spunem cel puțin un lucru foarte mare în care Dumnezeu și-a făcut numele de slavă în putere, care orice ai vrea și oricât ai vrea să uiți, nu mai poți uiți niciodată. Desigur, nu asta este gândul meu la aceasta, pentru că vreau să intru după aceea într-un cuvânt foarte scurt, dar înainte de toate nu pot să trec nepădător și voi mai veni aici să răspund câteva lucruri care Dumnezeu a lucrat în viața mea ca să vă întăriți voi împreună cu mine. Dar frate, eu să spuneam despre bani, mi-aduc aminte că am mers cu fetița noastră, Rebecca, am mers cu ea că am ieșit din spital și trebuia să mergem să-i facem botez. Și am mers la mine cu vreo 6 milioane și ceva. Am crezut că mi-ajunge. Și când am ajuns acolo, am dus fetița. Fetița este grea, nu pot să nu zic că este grea. Este grea de drum. Vomită, se face rău când merge la drum. Și am ajuns acolo. Și când s-a uitat la noi, la fetița, a spus 12 milioane 500 de numai un picior. Și 12 milioane 500 pe celălalt. Erau 25 de milioane. Și acum m-am gândit, Doamne, să duc fetița înapoi, să mă aștept până fac bani și după aceea să vin deară cu ea. Ce să fac, Doamne? Am ieșit până afară, am lăsat fetița în loc. M-am rugat singur, acum am făcut acum cât am închis ușa la cabinetul ăla. M-am rugat pe Dumnezeu și am zis, Doamne, trimite-mi tot lumină. Aleluia! Și imediat, parcă Duhul Domnului, ia telefonul meu ca ai frate acolo. Și am sunat un frate și am uitat înapoi în cabinet și am zis, lasă fetița să ia în măsură că va purta Domnul de Hristos să fie Domnul. Deși n-am știut exact dacă va fi sau am zis, lasă fetița să ia în măsură că va purta Domnul de Hristos să fie Domnul. Și Dumnezeu a lucrat și Dumnezeu și-a prostăvit numele Tău, numele Lui Cel Sfânt. De aceea avem un Dumnezeu plin de milă și de durare. Și astăzi, zic că mai continuăm și facem chiritoterapie. Și un drum necoasă, dar nu vreau să spun pe acestea, aproape 5 milioane de săptămână necoasă, nu mai chiritoterapia pe care o dămână. Dar și când nu avem noi, spun, Doamne, Tu vezi că și noi trebuie să vezi și spun la ce vine. Și așa lucrează Dumnezeu, frații mei, că și dacă te-ai gândit și dacă ai vrea să faci rugăciuni, nu știi să ce de la Dumnezeu, cum El lucrează, slăvit să fie numele Lui. Și acum un cuvânt, este tare mare acolo asta pentru mine, și acum un cuvânt aș vrea să vă spun frații mei. Și îmi cer scuze, dar cumva pe unul dintre noi în această seară, cuvântul acesta care vreau să vi-l aduc înaintea voastră, dar cumva atinge un pic acolo. Să nu vă supărați pe mine. Pentru că am stat acolo și m-am rugat și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt în această seară. Am zis, Doamne, nu numai să vorbesc, să plec de aici, ci să spun, am vorbit. Și am spus, Doamne, dă-mi un cuvânt ca frații mei și surorile mele care în această seară se adună aici, în locul acesta, să știi, să cătune cel ce te m-am rugat și am venit o lumină și Dumnezeu m-a luminat într-un oarecare stop, într-un oarecare direcție. Și când am văzut o atins unul dintre frați, nu mai știu care exact, de aici, că spunea așa, ne frică fraților să nu le lase nevestele? Cred că frate, vreau să unul dintre frați. Și spunea, ne frică fraților să nu ne lese de vestele. Dar întreb surorilor, vă este frică să nu vă lase soții? Spune tare, vă este frică sau nu? Sau poate că de-abia aștepta să nu mai vezi? De-abia aștepta și ai spune, dar ar fi bine dacă vă aștept soții. Să poate frate, frate,
inimă, frații mei. Ce fel de inimă? Și să-ți iei instrumentul și să mergi la adunare, să cânti și să predici și să vorbești despre bunătatea lui Dumnezeu. Și oare soția ta acasă? Oare soția ta acasă? Cum ai lăsat-o? Acum o întrebare, le este frică la nevestele voastre de voi? Spuneți, fraților, vă le este frică la nevestele voastre de voi? Nu. Doamne, ai milă. Știți ce spuneți cuvântul lui Dumnezeu, frații mei? Nevestelor, într-adevăr, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine Domnul. Dar atenție, frații mei, bărbaților, iubiți-vă nevestele voastre și nu țineți necas pe ele. Nu ține necas pe ea când ești la adunare. Și tu când ești în casă să spui după cârtiu, să fie făcută aia, să fie făcută aia, să fie făcută mâncare, să fie făcută curățenie. Și când vii acasă, dacă nu este făcută, să faci cu urmă, să-ți iei patria, să vreau pe aici. Și fratele, să-ți asculte copiii pe sumată, pe sumată. Tu îi fac mucăitul. Ce fel de om, ce fel de bărbat ești din casă? Ce fel de bărbat sunt în casa ta? Că iau și tu trebuie să fii preot. Așa spune Biblia. Tu ești preot în casa ta. Fiecare dintre noi, așa a lucrat Dumnezeu, slăvit să fie Sfântul în lume. Ce fel de preot sunt eu, frate meu? Oare eu viu de la adunare? Poate să spună soția, cum a fost la adunare, Sfântul meu, soț? Și copiii să vină pe lângă tine și să spună, tată, cum a fost la adunare? Și când e până la masă și când se rămâne copii cu drag lângă tine și să te mângâiești când să mânghii copilașul că stai la masă, că ai fost la adunare și ai venit de la adunare. Așa vrea Dumnezeu să fii tu, fratele meu. Așa vrea Dumnezeu să ne schimbăm. Aleluia! Dacă nu ne-a schimbat până astăzi și venim de la adunare și punem Biblia deoparte și nu am lucru și pune de masă, de ce ne-a făcut aia? De ce ne-a făcut aia la altă? Dacă sunt unor ei și mă aud și știți că soții voștri sunt așa, rugați-vă pentru ei. Și dacă frații mă aud care sunt aici și au făcut așa, astăzi Dumnezeu ne spune să ne oprim să ne iubim nevestele. Iubiți-vă nevestele voastre cum și-a iubit Hristos biserica. Că numai așa poți să ridici mâini curate spre Dumnezeu. Și auziți un lucru care spune Sfânta Scriptură. Iată ce mai faceți. Veniți și ne rugăm și plângem. Și este unul care știe cum ai venit aici. Ar știe cum ai pornit aici. Tu ai venit aici, v-ai spus, mă duc la doare să văd când mai vin. Cine mai vine? Cine mai cântă? Cine mai predică? Dacă ai venit numai așa și dacă continui să vin numai așa, spune că n-ar vin. Când pornești la doare, spune, Doamne, mă duc acolo să-mi dai putere! Mă duc acolo să mă umpli de putere! Mă duc acolo cu dorința să-mi vorbesc și să-ți cânt, să-ți dau numele tău! Și atunci vei avea putere. Și auziți? Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului! Cu plânsete și cu gemete, așa încât el nu mai caută la darurile voastre de mâncare. Și dacă întrebați pentru ce, auziți ce spune aici. Și dacă întrebați pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căruia acum nu ești credincios.
rogi și păzească Dumnezeu să mai vorbești în limbi. Și păzească Dumnezeu să mai și proroce. Că ești un om care îți ochiți diavolului. Dacă astăzi tu, Sfânt, te cercetează, înseamnă că o revină de tine. Înseamnă că te iubește Dumnezeu. Și înseamnă că trebuie să mă opresc, să verific starea și să-mi iubesc familia. Când acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat un legământ. Aleluia! Nevestele noastre, soțiile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, nu sunt roabile noastre. Soțiile noastre cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, nu sunt slujitoarele noastre! Și ea este comoara cu care Dumnezeu te-a binecuvântat. Așa trebuie să o primești. Dacă Dumnezeu spune că iubiți-vă dumneavoastră și comparați-vă cum și-a iubit Hristos biserica. Dacă nu semeni tu cu Hristos, atunci să știi că eu nu sunt fiul lui. Păi atâta nu ne viață soția, păi atâta când îi spui una, nu înțelegi, e proastă nevasta. Sunt frați care spun la soțiile lor că e proastă? Că e nebună? Opriți-vă, fraților. Opriți-vă. Și să mă opresc. Să ne oprim. Eu chiar dacă eram durere, eram... Toată durerea asta din lumea asta era peste el. E dragă de nici foarte bună! Și-a spus, nu mai vorbești ca o nebună! Nu mai vorbești ca o nebună! Vrei să te iubească soția ta? Iubește! Vorbește-i frumos! Vorbește-i cu dragoste, cu inimă! Arată că simți pentru ea și te doare! Și doare din fiecare zi, frate și soră! Nu trebuie și liber, soronilor! Nu vă blestemați soții! Și nu vă blestemați soțiile voastre, fraților! Blestemul și lucrurile acestea să piară din gura noastră! Pentru că asta poate blestemăm în jurat, ne mulțim unii pe alții surorile împreună cu frații și venim aici și spune, Doamne, Doamne, un teren! Doamne, Doamne, nu uităm! Ce să, Doamne, Domnul? Ce să toarne Domnul? Vrei să toarne Domnul un teren? De-a ta se pornește și pentru un roagă de Doamne, mă duc la rugăciune. Mă duc la rugăciune pentru și lasă putere peste mine. Mă duc la rugăciune și lasă Duhul Tău peste mine. Mă duc la rugăciune și lasă limpile de lemn. Mă duc la rugăciune și lasă peste mine. Făgăduința! Aleluia, slavă lui Iisus! Mă duc la rugăciune, Doamne, și când faci lucrul acesta, slăvit să fie Dumnezeul nostru, atunci știi ce? Tu nu bine vei ziga și Dumnezeu va spune, iată-mă, sunt cu tine, slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. De aceea spune Hristos, băgați-te-și seamă să nu vă înșele cineva. Băgați-te-și seamă, fraților, chiar dacă lumea de afară, sau poate învățături sau lucruri de acestea vor să ne vină să ne amăgească. Nu pot, pentru că aveți frați aici care Dumnezeu îi trimite. Ar putea frate Vasile în această seară sau în oricare seară să facă lucruri personale pentru el. Dar Dumnezeu îl binecuvântează și vrea să vă binecuvânteze pe voi prin el. Rugați-vă pentru el, frații mei, că este om ca noi și are nevoie de rugăciunea ta. Și atunci el când va trece prin lupte, prin ispite, pentru că tu te rogi pentru slujitorul Domnului, puterea lui Dumnezeu vine peste el și să ție mâncare duhovnicească. Să ție să ai să mănânci la pășun vers. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Aleluia, lasă putere la rugare! Lasă putere la rugare, Doamne!
îți ridică loc și înaintea ta. Și ne-a văzut pierdut și ne-a văzut, Doamne, greșit înaintea ta. Doamne, ne recunoaște în inima noastră. Și promite-mă în cugetul nostru că mergând astăzi de aici vom vorbi astăzi cu soții de voastre. Mergând astăzi de aici vom fi alții. Amin, frații mei! Amin? De aici începe pocăința din casă, din familia ta. Doamne, binecuvântează frații. Amin. Și binecuvântează surorile. Amin. Și apoi să vezi că mi-l arăbăciune. Să vezi că mi-l arăbăciune. Când cânti o cântare, să vezi cum vine Duhul Sfânt peste tine. Să vezi cum simți frații ceilalți când cânti cântarea de laudă. Să vezi cum se coboară Duhul în adunare. Și cum dă binecuvântare. Și cum frații fără să mărească, ridică mâna în sus și strigă slavă, slavă, slavă ție, Doamne! Slavă, slavă ție, Doamne! Că ești mare, că ești plin de putere și faci semne și minuni! Căci Domnul îi place să lucrezi la tine în casă. Că la Dumnezeu îi place să stea în casa ta. Îi place să stea la masă cu tine. Îi place la Dumnezeu să stea la masă. Când tu ești cu soția la masă, cu copiii la masă, și vine Domnul acolo și stați împreună la masă. Gândește-te, oare a stat Hristos până astăzi la masă cu mine? Când au fost copiii și nevasta acolo, în comunicarea care a avut-o și care am avut-o în casă. Și dacă nu, astăzi, spune, de astăzi ne-ai când am venit la masă, chem numele tău și chem familia și îmi sărut copiii și îți mulțumesc, Doamne, că tine ai vorbit în această seară. Fiți binecuvântați! Pentru că Hristos Hristos. De aceea, frații mei, aș vrea să ne rugăm pentru familiile noastre. Pentru cei nemântuiți din familiile noastre. Vrem să ne rugăm pentru cei bolnavi din casele noastre. Vrem să ne rugăm să ne rugați în această seară pentru fiica mea, Rebecca. Ca Domnul să facă lucrarea lui de sămușită. Căci El poate, slăviți să fie Domnul. El poate, dacă mai ai bolnavi în familie, nu înceta să crezi că Dumnezeu a uitat de tine. Nu încerca să crezi că Dumnezeu nu mai știe și nu mai ascultă rugăciunea. El ascultă rugăciunea. El dă biruință. Chiar dacă te-a vorbit și vântat și nu mai supăra, că nu te ascultă Domnul. Dumnezeu spune. Spune ce vrei să fac. Spune ce vrei să fac. Doamne, să-mi capăt vederea. Dacă până astăzi ai primit lucruri fire și materiale, în această seară spune, Doamne, vreau să-mi capăt vederea. Să-mi să fie Domnul, dați-mi că picioare, și așa cum obișnuiți de voastră și cu fratele nostru și